Bună seara, sunt Natalia Chepenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Fugie de la Bursuc, de la mine. Nu vrea să șadă acolo. Dar de ce fugea? Nu, îi place să fumeze, să bei un pahar de gin. Dar mama mea nu-i drag așa ceva. Dar tu nu bei? Nu. Am 11 ani de când nu beau. De fiecare. Dar câți ani ai tu? Câți ani ai acum? 18. Ce vârstă ai acum? Ruslan, câți ani ai tu? Păi că am uitat. Ai uitat câți ani ai? Anul nașterii, în ce an te-ai născut? Nu, zici că de 11 ani bei, mă uit că ești tinerel. Am în beri, atâția ani am de când nu beau. Dar așa. Am băut. Ai băut? Da, păi, și de asta te întreb, zic, ești tinerel, când ai băut tu? Când aveai 15 ani sau câți ani ai tu acum? Îți spun că am 10-11 ani de când l-am lepădat, dar îmi deri că am înșinstit că nu facem ghine. Dacă mai ședem acolo la Climăuț, o mai fugărie meu contrabanda și care vine la șinstit acolo. Dar îmi deri dacă mă ducem de acolo, chita lor, bucuria lor, că eu mă duc și nu-ți dau seama că are copil mitel. Și vineau și măcar zi cu mâncarea lor, dar așa trebuie să bat cap să le hrănească. Ele vineau câte una, câte două, câte trei vineau. Și când spun să încep eu, când o faci eu, o faci eu. Prietenele Irine? Da, da, sunt tot ca și Irina. Și ce făceau? Tu zici că atunci când... Ei și făceau. Pun eu și să apucau de băut, ce poate să fac. Și ei făceau nebunii după asta? Ei, dar eu nu știu cum. Acele la poate eu la nebunii, dar asta dar eram eu și nu-i dam voie, poate și asta că te-ați duc să facă nebunii, dar dacă eu o hlușem, o tormozem. Ruslan, spune-te rog frumos, înainte de a cunoaște concubina, familia o cunoșteai? Înainte de a cunoaște pe concubina, tu familia o cunoșteai? Nu știam, tot cum soția de mea ne-a dus cu motocicla și în cazul ăsta, eu cred că trebuie și el puțin moral să te gătești. Da, și o lua-o pe măsă și Irina pe motocicla și s-a dus la domn primar cu batus pe măsă, nu și atunci au batus. Și de atunci m-am dat mai ghini, nu mai era ghini. Deci, ca să înțeleg, doamna Elena, dumneavoastră vreți să ne spuneți că Ruslan o bate pe Irina? Foarte tare, foarte des o bate Irina. Dar întreba aia de ce? Când are grijă de copil. Irina servie din când în când câte un pahar. Din când ai venit, dau una să-i la cale, îți duc să cumperi băutură și o cumpăra 3-4 șucuri din și această o săptămână la dânsa la ați băut cajitele. Da. S-o provirești, dar tu ți-o spus că 10 zile n-ai voie să te aprochi de dânsa. Șapă, dacă m-am aprochit, dar ce să te aprochi de dânsa? Uite-i râsul, Efe. Da, cum? Acaholicul. Eu te rog frumos, Ruslan, da. Disparat, dar mă auzi? Tu ești așa o fire mai artistică, se vede după tine că ești așa scandalos. Dacă eu vreau dreptate, dacă tu public vorbești așa cu... Am înțeles, doamnă, cum se vede. Păi da, îți dai seama ce la tine acasă și real ce se întâmplă. Da, gata, am înțeles. Ascultă versiunea soacrei tale după care vorbești. Valentin, tu zici că, uite, nu... Șporar ne-a făcut la sarai tot de la cișturi la țigară, dar spune cu toată lumea. Nu erai îndrăgostită. Nu vroiai să fii cu acest bărbat. Totuși, ați trăit 5 ani împreună și ai născut un copil. Am existat, doamnișoara, doamnă, scuzați, doamnă, cum vă spun, Tatiana... Nici nu v-ați reprezentat, ori să mă scuzați, ați reprezentat. Nu m-am prezentat, scuză-mă, te rog, când ai intrat, nu m-am prezentat. M-ai lăsat fără oleu, mirșunatul. Cum totuși ai decis să faci un copil cu... Dar n-am decis, eu credem, eu avem probleme cu pancreasul, că am avut caz, că am băut, când lucram taxatoare, Coca-Cola. Și peste 2 luni zile mă curăjeam, credem că stomacul, dar era pancreasul. De la casă a spus, fat că-i... Ruginesc, așa, și zic, tu-i mama lui de pancreas, ne-am luat de la piață brandy ăsta, încălbăm și cum biem pentru pancreas. Când colp și te du două luni jumătate, m-am trezit că-i pancreas cu ochi. Oprește-te, te rog. Hai să te ascultăm pe tine acolo. Noi 3 ani de zile am trăit deschis, adică 1 an de zile îi spuneam să cumpere balonașă și domncratul lui Michel chicau și dar pe urmă zic, hai și fără că văd că nu-ți mai țin de cupul tău, nici cel scumpi.
Tu mai ruga să te ajut. Tu să nu îi spune, tu nimic și orice. Te rog, Aisia, dacă eu îți spun. Tot. Serioja, singur și-a spus. Tu? Și a spus că o zis că da, e... Mă ne rușine spun. Dar spun. Chiar te rog, rușine, Angelica, nu știu, dacă ai început spun să cum zici. Zăista. Nu știu. Не вас трясет вообще, ты за мне не руши, не спу. Ты ой, фост, что ты я взяла, Bine ai revenit, Viorica. Te-am așteptat chiar. Eu am ascultat în dos, în partea și foarte bine. Dar domn primar că ăsta la mine în casă vreodată a fost, el vreodată și s-a sculat sfeta deasupra omului și ala. Păi a zis că a fost la tine acasă. Dar că nu a fost, uite, ia că am fac crușă la icoană, să dă Dumnezeu și Maica Domnului, nu știu cum spun, dar mă duc și-a saltat la biserică, mă duc și spun. Că ce, că nu a pășit la tine? Că da, nici nu a fost. Viorica, dar este adevărat că o impuneați pe Mariana să aibă relații sexuale contra vin? Și că cu cârnațul cu pâinea, doamne ferici, cum copchelul ei, eu strămătă că ăsta să ducă scuși cu bărbații, idei n-am de unde vorbile este oare? Deci este un neadevăr. Chiar că ăsta, ce nu-i mamă, oare arșind așa pe copchel strămătă, du-te și, doamna iartă, du-și, f***, așa neadă-n ei de mâncat. Puh, m-am băsat, doamna iartă, doamna.